S-a citit un cuvânt frumos din Isaia 61, potrivit pentru anul acesta și dorim ca Domnul să dea un an de îndurare pentru fiecare dintre noi. La rugăciune am văzut că era un instrument, era ca și o vioară. Și Domnul a pus instrumentul acesta, un instrument al Harului aici în biserică, dar erau unii care încercau să cânte la acest instrument altfel, altfel decât Domnul a rânduit și Domnul spunea mare, mare, mare atenție. Acum fiecare poate să-și verifice inima lui și dacă, fraților și surori, ceva este în neregulă, am dorit ca anul acesta să fie mai bine decât anul trecut, și Domnul să ne ajute la aceasta. În Isaia, în capitolul 61, versetul 1 spune așa: Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns. Și titlul mesajului meu în seara aceasta este următorul: Duhul face diferența. Duhul face diferența. Și aș vrea ca Domnul să lase și aș dori din toată inima ca Domnul să lase pe Duhul lui cel Sfânt în adunare, în familii, în inimile noastre, în așa fel încât Duhul Domnului să facă diferența. Doamne, ajută-ne! Între ce și ce face Duhul Sfânt diferența? Și ne spune aici Duhul Domnului prin prorocul Isaia. Mai întâi, Duhul Domnului face diferența între nenorociți și aducătorii de vești bune. Mare lucru să nu fii nenorocit și să fii un aducător de vești bune. Să nu aduci vești rele, să aduci vești bune. Și secretul și cheia biruinței este Duhul Domnului. Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns, zice aici, în chip profetic, Hristos Domnul. Pentru că textul acesta este un text mesianic și e preluat în Luca, în capitolul 4 și versetul 18, în sinagogă, Domnul stă, citește versetul ăsta și spune: astăzi s-a împlinit cuvântul acesta care a fost vestit acum 7 secole. Ei, vedeți, Duhul lui Dumnezeu nu numai în dreptul lui Hristos a făcut diferența. În Ioan, în capitolul 3 cu 34, se spune despre Domnul nostru Hristos că era uns cu Duhul lui Dumnezeu, dar lui nu era dat Duhul cu măsura. Ori nouă ne este dat cu măsura, sau mai bine zis, noi ne dăm Duhului cu măsură. Și cam rău e lucrul ăsta, că ar trebui să ne dăm total, 100%, să fim predați lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, să facă El ce vrea din noi, nu noi ce vrem din El. Ei, atunci când citesc Scriptura și versetul acesta din Isaia 61, versetul 1, Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns, Domnul nu unge pe oameni, nu le dăruiește din puterile veacului viitor, din Duhul Lui, decât cu un singur scop. Oamenii ăia trebuie să fie niște oameni diferiți. Ei nu mai trebuie să fie între cei nenorociți, ci ei trebuie să fie printre aducătorii de vești bune. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Un lucru foarte important, foarte important. Am citit zilele astea cartea Iov. Am citit-o, i-am găsit pe aducătorii de vești rele, mergând la un nenorocit. Ce mare lucru au reușit ei să facă acolo, decât să-l tulbure pe bietul nenorocit. În Iov, în capitolul 2, versetul 11, vorbește despre 3 prieteni ai lui Iov. Și în 32 cu 6 le spune bătrâni, erau bătrâni, erau oameni înțelepți, nu găseai unul ca ei în toată țara, în țara Uț. Și culmea, domnule, că vin ăștia 3 și stau 7 zile lângă bietul Iov, lângă nenorocitul de Iov, își sfâșie mantalele, își presoară țărână pe cap, zvârle cu țărână în văzduh și 7 zile stau lângă el. Și în loc să caute cuvinte de mângâiere, ei spun: oare unde-i buba? Oare unde-i buba? Oh, se uită unul la altul
Și Bildad la Țofar și Țofar la Elifaz și își fac semn. Știm unde e buba, știm. Și începe Elifaz. Și Elifaz e tipul individualistului, al egoistului. Și începe ăsta și zice, tu ai întărit pe alții, dar eu sunt altfel decât tine. După cât i-am văzut eu, uite care-i problema ta, Iov. Tu ai păcătuit, asta e problema. Eu n-am păcătuit, eu sunt sănătos, tu ai păcătuit, ești bolnav. Iov, ești vinovat. Ba vine următorul, vine Bildad. Și ăsta tipul legalistului, tradiționalistului. Ăsta cu tradiția. În Biblia mea, măcar că nu știu dacă aveau Biblie atunci, că se spune că Iov e cea mai veche carte din Biblie înainte de Geneza scrisă. Nu știu, probabil, probabil. Vine ăsta, tradiționalistul, și ăsta spune, auzi, întreabă pe cei din neamurile străvechi să vezi tu ce au spus ei. Numai cel care îl supără pe Dumnezeu e vinovat. Și iară, dă-i și dă-i și dă-i cu pietre în bietul Iov. Vine al treilea, vine Țofar, batjocoritorul, tipul batjocoritorului. Ce n-a reușit să rezolve tradiționalistul, cel cu tradiția și egoistul, vine ăsta, batjocoritorul, și începe. Și zice, să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns. Iov, ești un limbut, ești unul cu vorbe de șarte. Vai de tine, Iov, și dă-i pe el, ești vinovat, Iov. Ce aducători de vești bune au fost ei. La un moment dat s-a uitat nenorocitul la ei și a zis, mângâietori supărăcioși, de 10 ori v-ați bătut joc de mine. Nu vă e rușine să faceți așa ceva, le spune Iov. Și la urmă trebuie să vină Dumnezeu și să le vorbească și să le spună așa, ați vorbit rău, rău, greșit. Numai în vederea lui Iov o să vă iert. Eu, mergeți la el, cereți-vă iertare, rugați-l să roage mie ca eu să vă iert. Și-o trebuie să meargă cu capul plecat și să-i spună, Iov, ne pare rău, roagă-te pentru noi. Și vine și următorul, și vine și următorul. Și Iov trebuie să se roage pentru ei. Vedeți, acolo n-a fost Duhul lui Dumnezeu, că apare un al patrulea și ăsta al patrulea, Elihu, un om înțelept, ăsta vede altfel decât cei trei. La un moment dat, dacă nu greșesc, în capitolul 34, el spunea să vorbească bătrânețea, marele număr de ani, acolo e înțelepciunea. Dar, zice el, eu văd altceva, că în om, de fapt, Duhul lui Dumnezeu, acela dă înțelepciunea, acela face diferența. Vedeți ce clar, ce clar e mesajul cărții Iov. Duhul Sfânt face diferența. Între cine și cine? Între cei nenorociți și între cei care aduc vești bune. Ce ai făcut anul acesta, în anul 2014? Eu am stat și mi-am analizat viața și am zis, Doamne, te rog frumos să mă ierți. De multe ori, bazat poate pe un tradiționalism ca și Bildad, am zis, ăsta are verighetă și cravată, nu-mi prea place de el și nu-l prea ascult. Ăsta e așa, ăsta e așa, ăsta e așa, ăsta e așa. Și l-am pus în tiparul meu și am zis, nu-l pot asculta 100% predicând, cântând, recitând și așa mai departe. Și poate că Dumnezeu l-a lăsat în dreptul meu ca să mă probeze pe mine cât sunt de pocăit. Dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care bate la ușa inimii mele, eu îi deschid inima și spun, poftim Duhule Sfinte, vino și fă diferența. Duhule Sfinte, arată în lumea aceasta că eu nu sunt om nenorocit, eu nu sunt aducător de vești rele, eu sunt un aducător de vești bune și eu vreau să vorbesc din partea Duhului lui Dumnezeu. Și fraților și surori, dacă egoismul nostru sau tradiționalismul nostru sau Duhul de jocură în anul acesta au pus stăpânire pe ființele noastre, să-L rugăm pe Domnul să lase Duhul Sfânt peste noi și să boteze Dumnezeu ființa noastră în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Pentru că Duhul face diferența. Și așa de mare diferență între un nenorocit
și un aducător de vești bune. Un aducător de vești rele și un aducător de vești bune. E mare diferență, foarte mare, foarte mare. Am fost în urmă cu ani de zile, cred că mai bine de 10 ani, am fost în județul, cred că în Maramureș, da? La fratele Adam Avram acasă, tatăl fratelui Cornel Avram din America. Și bătrânelul ăsta ne-a povestit, vedeți casa asta frumoasă? Da, o vedem, casă foarte faină. Păi zice, haideți să vă spun istoria casei ăsta. Într-o zi, casa mea, nu asta, casa mea, a luat foc. Și eu eram în grădină cu soția, la sapă, și văzând ce se întâmplă și că mi-a foc casa, ce a venit peste mine o putere a lui Dumnezeu și am zis, slăvit să fie Domnul că mi-a arde casa. Și ce mă bucuram în Duhul Sfânt, deci asta nu poate oricine să o facă. Nevastă s-a uitat la el, băi omule, ai nebunit, ce ai cu tine? O zis, nu nevastă, zice, așa mi-a dat Domnul, mă bucur. Și a zis, nu a trecut mult, vine un frate la rugăciune, frate Adam, zice, am venit la dumneata, vreau să mă rog. Păi ce unde? Uite, casa arsă, vine altul. Și până la urmă, după câteva zile, câteva săptămâni, se mobilizează frații, unul aduce ciment, altul aduce cărămiz, altul aduce țigle, altul lemn, altul nu știu ce, alți meseriași, și fac la fratele o vilă, zice, asta e mai faină decât cea care am avut-o. Vedeți? Dar ce a fost la mijloc? A fost Duhul lui Dumnezeu care a făcut o diferență acolo. A venit focul și i-a zis la bietul Iov, nu, focul încercării, așa ca și la Adam Avram. Ești terminat, omule, arde în tine focul ăsta, boala te mănâncă pe dinăuntru, viermi sunt tine, omule. Nu mai ai nimic, numai mormântul. Așa a venit și la Adam Avram. Nu mai ai nimic, rămâi pe stradă, mormântul. Ei, a venit Duhul Sfânt și a zis, omule, bucură-te că eu fac niște lucruri extraordinare. Și în momentul ăla omul s-a bucurat, acolo a fost diferența între cel nenorocit care era nevastă sa și cel care aduce vești bune, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, și omul ăsta a devenit solul Duhului lui Dumnezeu. Și a zis soției, soție, eu nu mă las bătut, Duhul Sfânt face diferența, slăvit să fie Domnul. E mare Domnul. Și Domnul face minuni, fraților și surori. Al doilea lucru. Duhul Sfânt face diferența între cei cu inimă zdrobită și cei care vindecă inimi zdrobite. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns. De ce? Păi, m-a trimis, spune aici, după ce m-a uns, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită. Este o categorie de oameni și ăștia au inima zdrobită. Este altă categorie de oameni și oamenii ăștia vin și sunt doctori de inimi zdrobite. Amintiți-vă de David în Psalmul 51. Inimă zdrobită, zdrobită, zdrobită. O inimă ca inima lui, 7 psalmi de pocăință compune omul ăsta, să știe tot Israelul ce a făcut el, ce a păcătuit el. Dar la un moment dat în 51:17 spune, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită, o inimă mâhnită. Dar în același psalm vine Duhul Sfânt și face diferența dintre un om zdrobit, un om cu inimă zdrobită, un om care nu mai are nicio șansă înaintea lui Dumnezeu. Și în versetul 10 el începe să se roage și spune, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta. Doamne, știu că Duhul tău face diferența între cel care cu inima zdrobită și cel care vindecă inima zdrobită. Dumnezeule, vindecă-mi inima, da, fă-mă un medicament pentru inimile altora, pentru cei cu inima zdrobită. Și-a devenit David un medicament. L-or fi văzut curtenii cum iese din palat și le dă o hârtie, poftim, către mai marele cântăreților. Și când ia mai marele cântăreților, citește și începe să plângă. Își vede istoria lui scrisă în Psalmul 51, da?
Altă hârtie, poftim, du-o la mai marile cântăreților, psalmul 32, psalmul 38, alt psalm, extraordinar. Și aici Duhul lui Dumnezeu vine și face diferența dintre cel care are inimă zdrobită și cel care vindecă inimi zdrobite. Gândește-te! Anul 2014 este istorie și istoria ta și e istoria mea. În anul acesta ce am făcut? Am zdrobit inimi sau am vindecat inimi zdrobite? Ce am făcut? Am fost medic de inimi zdrobite sau am fost doctor de paie, cum scrie în Matei 7? Lasă-mă, frate, să-ți scot paiul din ochi. Da? Oare ce am fost eu în anul 2014? Și mă pot analiza în seara aceasta să văd ce am fost. În Ioan 20 avem un medic, Maria. Maria devine medic. Stă la mormânt și plânge și are inimă zdrobită. Și vine Dumnezeu în persoana lui Hristos în fața ei și o întreabă de ce plânge. Și la un moment dat Maria primește o revelație, vălul este dat la o parte, îmbrățișează picioarele și aleargă la ucenici și Domnul îi spune: du-te și spune-le. Dar ce să le spun? Spune-le că eu mă sui la Dumnezeul meu și la Dumnezeul lor, la Tatăl meu și la Tatăl lor. Și merge Maria și medicamentul ei era acesta: Hristos e viu, e viu, e viu. Și m-am întâlnit cu El. În anul 2014, dacă ai fost cumva medic de inimi zdrobite, bucură-te, dar dacă n-ai fost, roagă-L pe Domnul în anul acesta să-ți schimbe starea. Duhul face diferența. Doamne, ajută-ne, ajută-ne, ajută-ne. Am fost în zona Moldovei și era acolo un frate bătrân și fratele acesta ne-a povestit cum a lucrat Domnul în viața lui. S-a dus în biserică, probleme mari cu alt frate, mai nervos, mai sunt și oameni de genul acesta. Spunea cineva că diamantele sunt așa de dure că nu se pot șlefui cu niciun metal din lume decât cu praf de diamant. Și mai lasă Domnul în biserică așa cât e un praf de diamant, cât e un creștin de ăsta mărunt la care place numai să zgârie și să șlefuiască. Și un praf de diamant, un om mic, o veni și bă, și dă, și dă, și a vorbit urât și a strigat la fratele și fratele merge acasă, se roagă: Doamne, fă-mi dreptate. Și Domnul îi face dreptate, dar știți cum? Duhul face diferența, clar. A venit Duhul Sfânt la el și i-a zis: auzi, ia ligianul și du-te la ăla ce te-a insultat în biserică și spală-i picioarele. Doamne, da, ăla-i de vină, cum să iau eu ligianul să mă duc la el? Nu, nu, nu. Ia ligianul și du-te. Și-o mers, și-o mers. Dar nu așa. Eram anul 2014 într-o biserică, eu cerceta Domnul acolo o rugăciune și o soră o strigat, zice: o chem pe sora cu tare să ne împăcăm, că am fost certate de nu știu câți ani. Și vine sora în față, sora cealaltă plângea, dar asta, așa se dă mână, așa. Asta nu a fost împăcare, nu a fost împăcare. Fratele ăsta din Moldova își ia ligianul și plângând îi curgeau lacrimile în ligian, merge la vrăjmașul lui și când îl vede celălalt la poartă: ce cauți la mine? Frate, m-a trimis Duhul Sfânt să spăl picioarele. L-a și topit pe loc, cum se topește ceara la foc. A început să plângă și celălalt și vine: iartă-mă, eu am fost vinovat. Nu, frate, eu am fost vinovat. S-au îmbrățișat și au fost prieteni, prieteni. Ei, noi ne putem analiza în seara aceasta. O a treia diferență și vreau să mă opresc, să mai cânte fanfara frumos. A treia diferență, Duhul Sfânt face diferența între cei robiți și vestitorii eliberării. Vestitorii eliberării sau ai dezrobirii. Duhul Sfânt face diferența și citesc iar versetul 1. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns. De ce? Să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Uite că vine Duhul Sfânt și face diferența între unul care e în lume și e în lanțurile fără de legi și e în temnița satanei și între altul care a intrat în împărăție și mirele i-a deschis ușa și ăsta e în biserică și ăsta se bucură de Domnul.
Dar poate că este unul pe bancă aici în biserică și n-a fost niciodată născut din nou de Duhul lui Dumnezeu și tu te uiți la el. Și uite că în seara aceasta Duhul Sfânt poate să vină și să spună: uite, eu vreau să fac o diferențiere, vreau pe tine care ești legat, care ești prizonier, să te iau de aici, din temnița diavolului, și să te mut în împărăția dragostei Fiului lui Dumnezeu. Doamne, lucrează în 2015! Am citit undeva, în urmă cu vreo 50-60 de ani, în Noua Guinee olandeză, s-au dus doi misionari, soț, soție, și au mers într-un trib acolo. Și în tribul acesta, ei s-au tot rugat ca Domnul să lucreze, să treacă din împărăția satanei, împărăția lui Dumnezeu oamenii. Și se tot rugau. Canibalii ăia, știți ce făceau? Dacă aveau un invitat la cină, îl chemau din triburile din jur, și după ce îi dădeau o masă bună, îl ucideau, îl frigeau și îl mâncau. Asta era treaba lor. Misionarii se temeau să n-o pățească și ei, dar rugăciune, 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 rugăciune. Și în rugăciune Domnul le vorbește și le deschide ochii după câțiva ani. Triburile din jurul acelui trib aveau un obicei. Interesant, interesant. Romani capitolul 2 spune că Dumnezeu acolo în firea omului, în conștiința omului, a așezat ceva. Ei foloseau un fel de gaj, un fel de zălog, ca să nu mai înceapă războiul între ei, și îl numeau copilul păcii. Un bărbat care avea îndrăzneala asta își lua copilul lui, și fugea cu el în tabăra cealaltă, în tabăra dușmanilor, și își ducea copilul și îl preda în mâna dușmanilor și le spunea: ăsta e copilul păcii. Unul din cealaltă tabără fugea din coace și aducea copilul păcii. Câtă vreme trăiau copiii ăștia acolo și aici, era pace. Când ăia de acolo vroiau să declare război, îl ucideau, ăștia ucideau copilul ăsta, dezgropau armele și se omorau între ei. Ei, misionarii ăștia, când au văzut, au zis: gata, gata. Au chemat tot tribul la un foc de tabără și au început să le povestească. Haideți să vă spunem o poveste. Până atunci, orice încercare de a le predica a fost soldată cu eșec. Și le-a spus așa: uite, tribul de sus din cer are un șef mare de trib numit Dumnezeu. Dumnezeul ăsta din cer s-a uitat pe pământ că e un trib mare și ăsta-i toată omenirea, toți oamenii. Și oamenii ăștia zac în cel rău și au un șef de trib numit diavolul. Și Dumnezeu ăla din cer, pentru că niciun om de aici nu putea să-și trimită copilul păcii sus și erau în război, zice, și-o lua Dumnezeu copilul și l-o trimis la tribul de pe pământ. Și când i-a venit copilul pe pământ, ăștia l-au luat și l-au ucis. Și unul de la foc a început să plângă și au zis ceilalți misionarului: știi ce a pățit? Și-a luat copilul și l-a dus într-un trib. Și aia, în loc să trimită și ei un copil al păcii la noi, i-au mâncat copilul. El simte ce-o simți Dumnezeu. Așa, la nivelul lui. Și misionarul le predică și le spune: uite, a treia zi a înviat și acum stă la dreapta lui Dumnezeu. Și acum nu mai trebuie oamenii să trimită un copil al păcii în cer, pentru că avem un reprezentant, un copil al păcii la dreapta lui Dumnezeu. Și le deschide Isaia și le citește. El vor numi: minunat, sfernic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Ăsta e copilul care s-a născut pe pământ. Și în momentul acela au început oamenii să plângă și au zis: vrem și noi să-l avem în inima noastră pe copilul păcii. Vedeți, Duhul Sfânt vine de multe ori și face diferența între cei care au inimă zdrobită și cei care vindecă inimi zdrobite, între prizonieri și cei liberi, și între cei nenorociți și cei care duc vești bune. Și am dorit anul 2015 Duhul Sfânt să vorbească în dreptul fiecăruia. Amin.